noi plecăm acasă și este prânzul. Am luat de la Star Kebab salată grecească. Noi suntem la dietă. Am și slăbit, o dietă destul de bună așa. Și noi ne-am oprit să culegem flori. Cătălina? Da. Merge? Dar priviți ce bentiță are Cătălina. Noi am confecționat singure această bentiță și avem mai multe acasă. Ajungem și vă arătăm. Noi am deschis și o pagină oficială, Atelierul 3 Scori, unde voi puteți să le procurați. Câtă natură este aici! Acolo este un iaz mare. Noi ne-au tras atenția de florile astea galbene și acum vom culege câteva ca să punem în foișor. Câte drăguțe sunt! Spuneți voi dacă nu sunt frumoase aceste flori. Cătălina iubește florile permanent, zice hai să culegem, mai ales de câmp. Am zis că vei fi mireasă și vom face buchețelul din flori de câmp, ce zici? Da, eu de acord. Mi-e foarte mult îmi plac astea de câmp. Și atât vom culege. Așa un miros au. Parcă au miros a... cum se numesc? Parcă au miros de floare de tei. Mie, miere, miros. Așa? Miere. De albin. Miere de albin, da? Cristina culege și ia floricele. Iată floricele. E frumos? Uite ce frumos e. Și eu am 3. Și le punem în spate floricelele. Noi avem aici, și mâncare, și floricele, și de toate. Și mergem deja acasă. În alte haine. Suntem îmbrăcate în alte haine și eu la fel. Dar acum vă arătăm ce am cumpărat noi la un preț foarte bun astăzi. Am procurat hăinuțe. Am sfirat-o pe Miriam. Și acum mergem să probăm hăinuțele. Pe Miriam. Uitați-vă, acolo este Mimi. Asta cu copilașii astăzi, cu copilașii mei. Florile un pic s-au ofilit, cu părere de rău. Luăm pachetele. Mătușica de aici, la nipoței. Cartofi. Cătălina și-a cumpărat astăzi așa o salopetă. De mult își dorea. Uitați-vă cât de frumoasă este și acest tricou. Este super bine. Și această bentiță e minunată. Da. Avem încă aici câte una la fiecare. Sunt a luat foietaj, cred, cu fructe și cu cremă ceva. Nu s-au topit, super. În mașină a fost condiționerul. Uitați. Și găguși. Și vrei tu? Acuș, mănâncă mai întâi pui crocant și după. Și asta roz pentru Mimi. Da, noi am luat roz pentru Mimi. Și baby, sigur. Uite ce avem. Îți place? Preferata ta, baby. Prioșă. Mami, ce bunci. Noi vă dorim la toți poftă, poftă bună. Și hai să arătăm hăinuțele care le-am cumpărat. La un preț foarte bun, la reducere. Vedeți? Ce asta este verde. Ce asta tot este verde. Bine, atunci ce-i siet? Iată așa bluziță mi-am cumpărat eu. Mi-a plăcut foarte mult aceste detalii, dar și nuanța. Eu cum sunt așa mai ciocolată pielea mea, va fi frumos. Am dat undeva un dolar pe ea? Nu, 10 dolari. 10 dolari. Așa. Și eu mi-am luat ori eu, ori Miriam. Nu știu. Da, voi sunteți cam într-o mărime, așa, plus minus. Miriam este XS, Cătălina este S. Și și-a luat așa un tricou mai larg. Da, voi sunteți într-o mărime, Miriam. Mie îmi place foarte mult acest tricou, Cătălina. Un tricou. Da. Îmi place detaliul ăsta cu nasturi. Da. E superb. Și ce mai avem? Pentru mămica am luat tricou. Mămica noastră, da. Am luat un așa galben. Îi place foarte mult. Și stă bine. Foarte bine. Da, nuanța aceasta. Mama are foarte multe tricouri albe. În galbene. Da. Și încă acesta. Gri am luat tot așa un tricou. Este același model, doar nuanțe diferite, dar materialul este foarte, foarte drăguț. Eu îi place. Eu să-i plac foarte mult. Da. Adică e comod. Și mai avem și ce? Un tricou ție. Acesta este tricoul meu. Mi l-am luat așa oversize, adică destul de mare să fie. Eu cred că lui mami mai bine să-i stea. E gustos? Vrei și tu donuts? Deci lui Ierni o gogoașă. Acesta care? Negru? Cu ciocolată. Așa, baby. Iată așa arată și Cristina.
Mie îmi plac foarte mult hainele vintage și aceasta pare așa un pic vintage și detaliul ăsta la gât. Uitați-vă cum arată la gât. Și pot să o port așa, calea înaltă. Și mi-am luat și perechea de blugi. Iată așa. Și am luat lui Iermi sândeluțe, se poartă pe acasă. Iată așa. Și gata. Și am luat detergent deja. Da, șampon pentru copii, săpun. Și gata. Sunt cumpărăturile noastre. Și așa, bentiță mai avem. Clamă. Deci este o clamă cât la poți arăți? Iată așa. Se prinde în păr. Se prinde la codițe. Cic. Și fix așa, doar culori diferite, încă două. Avem clama verde. Din și catifea și... cafenie. Asta o arăt așa. Și iată așa. Un pic tot mai cu clame. Mare. Da, toate au clame așa. Clame mari. Super. Și mai avem una. Asta. Cât e de frumoasă. Da, iată așa. Este la fel cu clama. Uitați-vă și detaliile. Și iată așa un accesor. Și aceasta este pentru păr. Pentru cu, chiar așa în părul. Este, se prinde acum. Iată, astea sunt și toate sunt în vânzare. Deci intrați pe pagina noastră de Instagram și cine dorește să-și cumpere așa un accesoriu frumos, handmade, făcut cu mare drag pentru voi, ne scriți și noi vi le trimitem prin poștă.